Bogdan Dumitrache, cunoscut sub numele de Crocodilul, intervine în disputa în care fiul lui, Filip, fost concurent la Puterea Dragostei, este antrenat de fosta iubită. Tânăra îl acuză de agresiune, el se apără, dar tatăl său nu poate sta cu mâinile în sun. Consideră că îi se face o nedreptate lui Filip și scoate artileria grea. În exclusivitate pentru CanCanRo.ro, Bogdan Dumitrache face declarații tranșante. De ceva timp, Berna îi aduce acuzații grave fostului logodnic. Tânăra declară în stânga și în dreapta că, în timpul relației, a fost agresată de Filip, iar acum este amenințată. Sătul să citească genul acesta de cuvinte despre Filip, Bogdan Dumitrache reacționează, încă de la începutul relației lor, văzând cât sunt de diferiți: eu nu am fost de acord cu această fată. Mai mult decât atât, din cauza geloziei pe care Berna o manifesta, Filip ajunsese să nu se mai dedice antrenamentelor. Bogdan Dumitrache, zis Crocodilul, este tatăl lui Filip al / sursă foto, Instagram. Momentul în care ei s-au despărțit a fost unul bun pentru familia mea, deoarece îmi doresc ca fiul meu să poată să mă ajute în afaceri. Sincer vă spun, pe Filip nu-l mai interesează de multă vreme Berna. El are pe altcineva acum. Iar referitor la tot ce se întâmplă și ce declară Berna, cred că principalul scop e să-i aducă un plus de mediatizare, ne-a declarat tatăl lui Filip. Tatăl lui Filip, Bogdan Dumitrache, este un prosper om de afaceri în America Latină, unde deține una dintre cele mai cunoscute firme de securitate, cu peste 250 de angajați. Citește și, a cerut-o în căsătorie pe platourile de filmare de la Puterea Dragostei, iar noi avem detalii în imagini exclusive. Filip Albu, declarații despre acuzațiile care îi se aduc, indignat de jocurile pe care Berna, fosta lui iubită, le-ar face. Filip Albu pune punctul pe i semnul exclamării în exclusivitate pentru CanCanRo.ro. Fostul concurent de la Puterea Dragostei explică dinamica relației dintre el și Berna. Dar, mai mult decât atât, se apără, în urma acuzațiilor apărute. Am văzut că Berna tot iese și vorbește urât la adresa mea. Mă acuză de faptul că am amenințat-o, am lovit-o, ba chiar s-au folosit de o poză de ale ei în care apare machiată și pretind că arată în felul acela, după ce eu aș fi bătut-o. Nu este nimic adevărat. Eu nu am lovit-o pe Berna niciodată. Da, atunci când eram împreună au existat certuri între noi, dar asta se întâmplă în orice cuplu. Însă niciodată nu s-a ajuns la vreo situație în care eu să mă pierd cu firea și să o lovesc, declară Filip Albu. Nu rata, am aflat secretul sexy concurentului de la Puterea Dragostei, nu e nimic adevărat. Filip Albu vorbește și despre o înțelegere pe care ar fi avut-o cu fosta lui iubită, pe care tânăra ar fi încălcat-o. În urma despărțirii noastre, ea a venit cu următoarea propunere: chiar dacă ne găsim alți parteneri, să nu ne afișăm cu ei pe rețelele de socializare. Eu am respectat această înțelegere, însă ea nu. Și atunci am simțit nevoia să-i dau mesaj și să o întreb de ce procedează în modul acesta când noi stabilisem ceva. De acolo au escaladat lucrurile, în sensul că ea a început să zică în stânga și în dreapta că o amenință sau că pun diverse persoane să-i trimită mesaje urâte. Total fals. Ulterior, ne-am văzut întâmplător în centrul vechi, unde ea era cu alte persoane, care, atunci când m-au văzut, au plecat. Am rămas eu cu ea să discutăm, atunci ea mă tot lua în brațe și îmi tot spunea că mă iubește. Poza aceasta e făcută în seara aceea.
se poate vedea că insista să mă ia în brațe, dar eu nu prea o băgam în seamă. Filip și Berna, în centrul vechi/sursă foto, arhivă. După aceea, ea a început să zică tuturor că atunci am împins-o, am agresat-o. Vreau să înțeleagă toată lumea că eu nu am lovit-o niciodată și nici nu o să o fac. Am o educație bună de la părinții mei și nu aș putea să fac așa ceva. În plus, e fata pe care eu am cerut-o de soție, alături de care am vrut să am o familie. Niciodată n-aș putea să-i fac rău, virgulă, a declarat Filip Albu. Vezi și, Filip Albu de la Puterea Dragostei se apără în scandalul cu fosta. Cine deține informații despre acest subiect este rugat să ne scrie la paranteză deschisă e-mail protected paranteză închisă, să ne sune la 0741 CanCan. 226.226 sau să ne scrie direct pe WhatsApp. Sursă foto, instagram.com.adblocktest.fi.